Avem imaginile din tunari, acolo unde au fost transportați oamenii care sunt în vârstă cu dizabilități să fie ascunși de controle. Vedem pompierii, veți vedea personalul de la salvări, vedeți polițiștii de asemenea în încercarea de a rezolva situația. Vedeți că e în câmp, da? Deci este în câmp absolut în voluntar. Suntem singurul post de televiziune care are imagini de la fața locului în acest moment. Acesta este blocul în construcții în care au fost luați și aduși oamenii. Cătălina, e limpede că e un bloc în construcție. Uite cum e acolo rampa, deci nu e terminat. E o bucată de scândură, da? Cum să intri foarte bine în această clădire, trebuie să ai o probă de echilibru. Cum băga persoane cu dizabilități pe scândurile alea? Mi se pare absolut șocant. Deci după ce am citit în stenogramele pe care le-am văzut cu toții în referatul procurorilor de ICOT, dom'le, să iei niște bătrâni să fugi cu ei, practic, noaptea să-i duci într-o clădire în construcție de teama unui control, pare dincolo de orice imaginație. Cum să faci acest lucru gândindu-te că așa nu o să vadă nimeni și o să scapi tu de vreo sancțiune? În loc să faci cumva să intri în legalitate, să recunoști că ai făcut niște greșeli și că, uite, există niște bătrâni care n-ar vrea să fie în acest centru, dar poate îi putem muta în altă parte. Să duci niște persoane cu dizabilități, probabil unele care nu mai sunt conștiente de realitatea în care trăiesc, să fugi cu ele noaptea, să le duci într-o clădire aflată în construcție, mi se pare halucinant. Există un control care se face în aceste zile la poliția Ilfov și la poliția voluntari pentru a vedea exact ce au făcut polițiștii care au primit nenumărate sesizări, pentru că nu întâmplător vecinii de acolo au sunat la presă, pentru că au mai fost și alți vecini care au depus niște sesizări la poliție și nu s-a întâmplat nimic. Cred că totuși oamenii de acolo trebuie să răspundă. Există niște autorități, există o lege. Dacă nu îți faci treaba cum trebuie, nu știu, cred că ar trebui să lași locul altcuiva. Uite, și Salvarea și Smurdu au trimis echipele. Aceasta este una dintre mașinile acelea. Cred sunt că e doar o mașină. Smurd. Poftim? Sunt pompierii Smurd aici. Da, sunt pompierii Smurd aici, da. Clădire în mijlocul câmpului. I-au adus domnul Ciuvică. Da. Avem acum, arătăm și fețele celor care sunt proprietarii acestui azil de bătrâni care au venit noaptea, sau avem imaginile cum prezintă ei azilul, de unde i-au furat pe bătrâni ca să-i ducă la casa asta în câmp. O să vedeți și imaginile, că avem și imagini respective. Îți stă mintea în loc, domnul Ciubic? Absolut, îți stă mintea în loc. E mult peste imaginația mea. N-ai ce să comentez. Cum să-i duci niște bătrâni? M-am spus, faci trafic cu bătrâni cu dizabilități, ca să-i ascunzi pentru ce? Fiind șantiere și un alt pericol vis-a-vis de... Sigur, poți să faci accident. Ați văzut cum era accesul în clădire? Deci e o complicație suplimentară, tot prevăzută de legea penală și chestia asta. Da, absolut. Deci cei care au făcut acest lucru ar trebui în această seară să fie duși la audieri. Sigur. Cu niște propuneri. O să vedem care, dar nu trebuie lăsat așa. Clare. Iar dacă asta se întâmplă, repet, la doi pași de capitală, nici nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă în țară. Și acolo, că unii dintre ei vor fi fugit și ei cu bătrânii sau cu persoanele cu dizabilități. Uitați, acum aveți pe ecran filmul de prezentare al azilului de bătrâni, de unde i-au scos noaptea ca hoții pe domnii și doamnele în vârstă cu dizabilități. Și au scos de acolo și au dus la clădire. Bun, așa prezintă ei, cum puteți vedea în imagini, azilul, o vilă somptuoasă, cu tare. Vă dați seama ce-o fi înăuntru, de i-au scos pe oameni să-i mute în tunari, într-un bloc neterminat. Dom'le, așa ceva eu n-am auzit, adică dacă faci un film cu o acțiune de felul ăsta, Nu există așa ceva, nu crede nimeni. Da, vă dați seama, practic, astea erau, nu știu, să vedem ce autorizații aveau, pentru că unele, de exemplu, aveau autorizație pentru persoane vârstnice, dar nu aveau autorizație pentru persoane cu dizabilități. Sigur. S-ar putea să fie și aici această problemă. Da, n-are niciun sens. Dar cât or fi clandestine, așa cum am văzut la Gurj. N-are niciun sens, pentru că dacă nu ai autorizație, cine-ți dă banii pentru bătrânie? Și aici e o întrebare, domnule Civică, pentru că și la voluntar să dădeau niște bani. Care au autorizație și pe urmă îi transferă în alte locuri. Sebastian Boldea, colegul nostru, este la fața locului. Sebastian, ce vedem în momentul de față acolo? Câte echipe sunt? Care este situația pe care o poți descrie?
Bun găsit! Este într-adevăr o adevărată desfășurare de forțe aici. Sunt angrenate mai multe echipaje de SMURD. Vorbim de un echipaj SMURD tip B, o unitate de terapie intensivă mobilă, un echipaj cu medic și două autospeciale pentru transport persoane și victime multiple. De asemenea, sunt și mai multe mașini de poliție. După cum ați văzut mai devreme, ne-au și dat afară de aici pentru că este o proprietate privată, este de fapt casa în construcția unuia din între angajații centrului în care erau ținuți cei 10 pacienți. Bun, dacă angajații de la centru își permit să facă casă de felul ăsta în tunari, înseamnă că e un business bun să te ocupi de persoane în vârstă cu dizabilități. Imagini halucinante. Este ora, aproape ora 12 noaptea și cei de la salvare, de la SMURD, de la poliție, de la pompieri, încearcă să găsească o soluție pentru nebunia pe care au făcut-o acești oameni care au mutat bătrânii cu dizabilități într-o casă neterminată fugind de control. Dar ce e sigur, ce rămâne din toată săptămâna asta, că o să continue nebuniile astea, lăsând partea cu anchetele penale, vedem, cu autoritățile vorbeam că sunt 11, se calcă peste picioare. Totuși, bătaie de joc omenește, așa, bătaie de joc la adresa persoanelor ăstora, în vârstă sau neîn vârstă, dar cu dizabilități, de niște persoane cu probleme. Bătaia de joc, asta este sigur sub toate formele, de la mâncare proastă sau fără mâncare, de, nu știu, cu bătăile să vedem, de la condiții mizerabile de trai, până și asta, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia, 10 oameni, să iei și să-i muți ca pe niște baloți de asta dintr-un loc în altul ca să nu te prindă poliția, asta e bătaie de joc la adresa ființei umane, e ceva peste orice. Da, cred că este și articol de cod penal cu supunere la rele tratamente. Cu siguranță. Până la codul penal trebuie cineva să facă o anchetă. Haide să vedem. Și mă tem că am... Dar așa omenește, cum să te comporți așa cu niște oameni bătrâni? Afacerea aceasta cu centre private, unde vin oameni în vârstă, cu dizabilități, pentru că statul nu are la dispoziție suficiente instituții, suficiente centre, această afacere trebuie clar controlată. Nu într-o săptămână, că nu poți să controlezi 5.000 de centre într-o săptămână, doar acolo treci pe acolo, vezi că sunt doi pereți murdari și suspenzi activitatea. Nu! Tu acolo trebuie să mergi și să faci lucrurile ca la carte, să verifici în primul rând documentele, dacă le are, de unde au venit pacienții respectivi, dacă sunt tratați, ce spun aparținătorii, pentru că și aici o întrebare, ne-am avut întrebări legate și de azilele din voluntari, unde sunt aparținătorii, eu mulți dintre ei. Eu le am în continuare 100 pacienți, nu știu, că li se zice beneficiari, cum să le spui beneficiari când ei sunt chinuiți acolo, 100 de pacienți de o săptămână, scandal public, n-am văzut un aparținător care să iasă supărat, indignat, disperat și să pentru spună, uite ce i s-a întâmplat unei rude de ale mele. Unii sunt instituționalizați, domnule Ciuvită. Chiar așa fiind. Ați văzut că aveau tutori niște angajați de pe la primărie. Chiar așa fiind, din 100, să nu apară un aparținător. Aveți dreptate că n-a fost un aparținător, dar sunt mulți care, repet, unii dintre ei sunt plimbați prin centre de niște zeci de ani, alții au niște rude îndepărtate și nu mai vor să audă nimic de ei, alții au tutori fără discuție, dar tocmai de-aia am spus, din 100 n-a apărut unul. Hai să luăm un singur minut de publicitate și ne întoarcem, domnilor și domnilor, un minut de publicitate.